Bună seara tuturor! Bună seara! Bună seara! Cine sunteți dumneavoastră? Suntem Academia de Arte Marțiale Nicu Dascălu, suntem din Brașov. Personal practic arte marțiale din 1986, am ieșit campion mondial în 99. În jurul meu sunt multipli campioni mondiali crescuți în ultima perioadă, din 2010 încoace. Nu-i văd pe cei din spate pentru că sunteți invers, de fapt. Va. Așa. Salutări acolo în spate, pe rândul 2-3, unde sunteți cei mai mari, de fapt. Mamă! Vreau să știu care este cel mai mic dintre voi, sau cea mai mică. Înainte să începem, vreau să te întreb ceva. Spune-mi și mie, de ce te-ai apucat de karate? Dar la microfon acolo, uite, te ajută domn profesor. Nu știu. Nu știu. Nu știi? Bine, dacă nu știi, lasă că vedem noi. Zi mulțumesc. Mulțumesc. Ce drăguță e. Bine, baftă multă. Puteți să-i dați drumul. Mulțumim, la treabă. Ne aliniem. Nicu Dascălu a început să predea arte marțiale încă din anul 1989. Iar în 1993 a deschis prima sală unde copiii învață să aibă încredere în ei, să-și asculte corpul și să-l facă să funcționeze la capacitate maximă. Astăzi, Nicu Dascălu modelează caracterul a 200 de copii împreună cu alți 7 antrenori, majoritatea campioni mondiali. Ce se bucură publicul la plătare, nu?
Așa e, băi, trebuie să mă mărturisesc acum o să aveți copii. Am făcut și eu karate când eram mic. Nu. Ba da, mă, am încercat. E ceva bă, ce n-am făcut da. Aikido am făcut. Cel mai urât pentru mine era când spălam sala, băi, la începutul antrenamentului. Și eram și mici cu cârpa aia de parcă nu se termina niciodată. Și tot timpul mă întrebam că plăteam cursurile de karate. Da. Și la mea, de mic eram antreprenor. Că i-am zis, mama, și toate am zis, nu, dar dacă plătim, de ce nu spală alții sală? Eu o să vin să-mi fac antrenamentul de karate. Pe aia am dat seama pentru ce era, dar m-am renunțat de vreme, că nu, n-a fost de mine. Ca să ajungeți în momentul ăsta aici. Da, da, corect, așa e, într-adevăr. E o disciplină destul de faină și s-a văzut o plăcere foarte mare în a face lucrurile așa cum trebuie făcute. Bravo vouă, a fost o demonstrație de forță foarte mișto. Mulțumim frumos! Pe tine, cum te-a făcut să te simți, Andra? A fost foarte interesant să privesc un alt fel de spectacol. Ne-ați arătat și pregătirea de dinainte. Cred că sunteți primii care ați venit, da. V-ați pregătit. Și mai e o chestie, atunci când țipi, e cumva o descărcare de energie, așa când faci hey, ho, așa fac și eu prin casă, dar fără să-mi dau seama ce. Chiaiul provine de pe vremea samurailor. Da. În momentul în care mergeau la luptă, trebuiau să aibă această atitudine pentru a-și speria adversarii. Așa fac și eu în casă, cu măruță. Felicitări, înseamnă că dețineți controlul. Nici nu am dat seama, dar... Instinctul, e samuraică. Da, mă. Mergeți mai departe în următoarea etapă cu 4 de da.